25 de la pagina 60. 25. Determinați numerele reale X și Y care verifică relația. X, Y, ce verifică? Relația. Relația. A. X minus 1 tot la pătrat. Plus. Plus Y la pătrat egal cu 0. Y la pătrat egal cu 0. Păi avem x la pătrat plus y la pătrat. Hai să încercăm să scriem ca x minus 1 plus y lângă x minus 1 minus y. Pe lângă asta? Da, a plus b pe lângă a minus b. Pe spate? Păi da, nu e minus între ele. Putem să desfacem, să facem un binom din aia? Să desfacem x pătrat minus 1, nu? Da. Să mă gândesc. Și? Și după aceea? Hai să visăm până la spate. Și după aia ducem pe unul în partea cealaltă. Pe cine? Pe unul? Da, aha. Și după aceea, chiar nu știu ca să fie tot. Am nevoie de idei. Ceva la a doua, pus altceva la a doua, să facă 0. Când a fi x minus 1 la pătrat egal cu 0. Așa, deci ăsta trebuie să fie 0 și ăsta să fie 0. Numai atunci, asta dacă și numai dacă, x minus 1 egal cu 0, poate noi știm că ăsta e mai egal decât 0, ăsta e mai egal decât 0, din pătrate, numai 0 să fie. Așa și deci x minus 1 egal cu 0 și y egal cu 0. Adică, echivalent, poate spune că x egal cu 1 și y egal cu 1 cu 0. Iar grav dacă era desfăcut, deci dacă autoratorul era asta să facă, a fost foarte drăguț. Dar vădărea x pătrat minus 2x plus 1, plus y pătrat egal cu 0, atunci voi erați obligați să strângeți, mergeți înapoi. Tocmai, voi ați, erați tentați să stricați. Alo? Bă, Cosmă, e de nimeni, nu? Bine, vine, nu vine, dar mult nu mai stau și eu, că încerc și un meci seara asta, nu știu. Dacă poți să vii până în 8 jumate, să zicem vii, dacă nu, n-are rost mai zic. Bine, nu știu, nici eu nu știu ce să spun. Hai că să-mi putem negriși și aici, bine? Dacă vă reușesc să arunci, ajungi, dacă nu. La cum subiect, tocmai asta, așa, domnul profesor, mai desfăcut. Da, deci punctul B este așa. 25 x a doua. 25 x pătrat. Plus y pătrat. Plus 10 x plus 1. E dar cu 0. Hai, 5, 5 plus 1 totul la pătrat. 5 x. 5 x plus 1 totul la pătrat. Deci apare 5 x plus 1 totul la pătrat. Strângem. Minus 6x plus 4y plus 5 egal cu 0. Păi 3x, 3x plus 2. 3x minus 2. Minus că dirigează 6x minus 6x. Așa 3x minus 2 totul la pătrat. Deci da, ai 3x minus 2 totul la pătrat. De unde te pune stumă? Că avem 9, 6, 4, 6, ăsta e ca fiind 2 ori 3, 9 e 3 la a doua și 4 e 2 la a doua. Dar e bine cum a zis 3x minus 2? Ia să zicem de 2 ori 4 ori a doua. 2 ori 3, 6 ori 2, 12. 3x minus 1. 3x minus 1. Dar obligatorul 3x din cauza asta. Da. Deci obligatorul 3x.
și minus 1 obligator. Plus y plus... Că altfel, da, de dacă nu controlăm cu atenție, n-avem pătratul perfect. Nu ne permitem asta. Așa. Deci, cu ochii mari când formez pătratul perfect. Plus... plus... y plus 2 la 2. Y plus 2 tot la 2. Trebuie să văd dacă s-a închis, dacă am consumat tot. Da, că e 1 plus 4 e 5. 1 plus 4, deci că 2 la 2, 4 fac 5, cum mai bine s-a închis. Deci 3x minus 1 egal cu 0. Deci asta e egal cu 0, dacă și nu mai dacă. X egal cu 3. 3x minus 1 egal cu 0 și... x egal cu 1003. X egal cu 1003 și din face. Și y plus 2. Adică e egal cu 1002. Sunt interesante y. Foarte interesant. Deci, 2x la 2 2x pătrat plus 2, 2x pătrat plus 2y la 2 2y la 2 minus 2x plus 2y plus 2y plus 1 plus 1 egal cu 0. Păi x x minus 1 tot la pătrat. X minus 1. Acolo 2 la pătrat. X radical din 2, mă gândesc. Da, trebuie să avem 2 radical din 2x. Așa am gândit și eu. Să vedem? Păi n-avem, ce să vedem? Nu avem aici. Ea vede bine că nu avem 2 radical din 2. Și atunci, altceva. X pătrat plus x pătrat. Ca să combinăm pe acolo. Păi da, tot nu iese. X pătrat și rămâne x pătrat la parte. Da, nu e pătrat și y pătrat nu iese. Dăm un 2 fapt cu un pătrat. Dacă rămâne x pătrat ce? Deci echivalent. Rupem în 2x pătrat, așa, x pătrat plus x pătrat minus 2x lipesc pe da, minus 2x minus 2x plus 1 mi-ar trebui obligatorul. Da, nu l-avem acum, dar nu l-am l-am avut. Am avea. Și mai trebuie și pe da. Un pic. Da, asta e. Vedem. Plus y pătrat plus y pătrat plus 2y plus de 1 de 1. Plus nu mai avem. Normal. Deci, pică ideea și că chiar dacă ai avea șansa asta, când x pătrat îți rămâne și y pătrat îți rămâne și asta formează un pătrat perfect, da. Ca sumă din pătrate să fie egal cu 0, trebuia x egal cu 0 și dacă x egal cu 0, nu se poate că șansa asta să fie egal cu 0. Corect, cu ceva cu x, corect. Da. Deci, corect. Așadar, suntem în situația dificilă. Merge acolo. Să dăm, mă? Un 2 în factor comun. Am mai parcă, nu? Da. Așa. Scoateți scrieți-mă și să ne aduți acum că ai venit. La echipul ăsta, că suntem într-o situație dificilă. Avem o ecuație cu două necunoscute, x și y. Și problema este din asta, cât este x și cât este y? Scoatem factorul comun 2. Scoatem 2 peste tot, nu? Dar 1. Fără 1, da. Și vine că 2 pe lângă x pătrat plus y pătrat minus x plus y plus 1. Egal de aici și de aici. De aici x 2 plus 2 x dimulțit cu x plus y dimulțit cu y minus x plus y. Simplificând termenii asemenea. Păi x dimulțit cu x care nu sunt asemenea, nu mai sunt asemenea. Nu, nu avem mai idei. Așa că să... Rugăruța mea este să fii și tu atent, pentru că... Da? Pentru că e greșit zile...
are 4 să fie la clasa 8, dar pot să fie și la 9, așa, 10, așa, 11, 12, da? Sunt lucruri care trebuie să încercăm să le rezolvăm. Așa că, o idee interesantă. Să grupăm pe 2x pătrat cu 2x, cu minus 2x, acolo, să dăm factorul comun din x. Facem ceva, să încercăm. Și? Pe 2x pătrat cu minus 2x. Și 2y pătrat cu 2x. Și nu iese nimic. Eu fac aici și nu-mi dau seama de aici. Haideți să ne gândim. Trebuie să găsim o idee. Să mă obțin un radical din 2 peste 2. De ce te gândești la un radical din 2? Ca să faci serviciu aici, la ce? Da. X pătrat la fi un radical. Da, și nu, și tot. Spuneți și iarăși povestea. Obiectivul este să faci o sumă de 2 pătrate. Asta ne-i propunem. Sumă de 2 pătrate egal 0, că așa a fost modelul până acum. Păi da. Dar aici nu mai vedem pătratele. 2x plus 2y totul la pătrat. 2x plus 2y totul la pătrat face 4x pătrat. Binomul când îl zici nou, așa de acolo. Și apare și xy. Când zice 2 prea parte mulțipatoare, 2xy și n-am produs xy. Deci pică și asta. X plus Y pe lângă da, X de plus Y. Te-am să transformăm în ecuație de 1. 4XY la pătrat minus 4XY plus 1. Egal cu 0. Păi de unde să facem de gradul 2? De 4X pătrat. Așa îți merge și îți pere. Da. 2X pătrat cu 2Y pătrat nu fac 4X pătrat. 4XY pătrat. Nici vorba. N-ai decât 2 scos în faptul și îți rămâne blocat de ești. Nu. Mai la trebuie să găsim o idee. Da, da, da. După asta mă gândesc. Eu mă gândesc ca pe urmă să scriu 1 pe 2 plus 1 pe 2. Ia să scriu așa. Corect. Deci. Bună idee. Mi-a luat apare așa. Da. 2x pătrat plus 2y pătrat minus 2x plus 2y plus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Care face de-aia? Da. Ce facem? Iată, că Miruna a avut dreptate. Ne iată să ne aplicăm cu grijă asupra ieșiților. Chestia că e ușor, 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 ușor și că nu, nu e chiar așa. Acum, vreau idee de la voi. Am avut din prima mea inițiativă, pe drept, nu sunt pe doi. X la 2 minus 2x plus 1 pe 2. 2x la 2, mergeam cu totul. Deci facem da, ochi 2x la 2. 2x pătrat minus 2x plus 1 pe 2. Da. O echipă. Plus 2y pătrat. Plus 2. Plus 2y. Plus 1 pe 2. Altă echipă. Altă echipă. Egal. Bun, acum. De două ori partea întâi, ori partea a doua. 2x pătrat minus ar fi 4x. 1 pe 2 la pătrat, partea a doua să fie 1 pe 2. Acolo ar trebui 4x, nu? Faceți ceva, mă sunteți la voi acasă. Hai. Scoatem... Ia să vedem. Scoatem 2 factori comun de aici. Ar veni 2 și să-l zicem. Cât ar veni Miruna? X la 2 minus X. X la 2 minus X. Plus 1. Plus? 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 Minus. Plus? E plus, mă, nu-i. Păi 2 pe lângă 1. Plus 1. Plus? Cum plus 1 mai? 2 ori 2, nu-i 1 pe 2. Cum adică 1 ori 2? Păi după ce mulțesc eu cu 2, trebuie să dau... A, stai, am făcut. Plus 1 pe 4. Că numai așa după înmulțirea cu 2, 2 ori 1 pe 4 face 1 pe 2. Deci numai așa. Plus, mai mai departe. Pe lângă Y la 2, plus 1 pe 4. Plus Y, plus 1 pe 4. Egal cu 0. Egal cu 0. Aici mai am cu. 2 pe lângă X plus 1 pe 2, tot la 2. X? X pe 2 pe lângă X plus 1 pe 2, tot la 2. X. Plus 1 pe 2. Minus 1. Minus, mamă, minus. Da. Da. Deci 2
pe lângă x minus 1 pe 2, totul la a doua. Plus 2 pe lângă y plus 1 pe 2 la a doua. Egal cu 0. Sunteți la fii corecte. Ia să vedem. Prima parte la pătrat. Exact, trebuie să fie 1 pe 2. O secundă. X la a doua. Este. Da. De două ori primul ori al doilea. Este 2x ori minus 1 pe 2. E minus x. Și 1 pe 2 la pătrat. 1 pe 4 la pătrat. Foarte tare. Gata. La fel și partea asta, nu așa fac ei. Și asta, suma asta egal cu 0, dacă și numai dacă. X minus 1 pe 2 egal cu 0. Sigur că da. Că dacă asta e 0, 2 ori 0 face 0. Deci vine x minus 1 pe 2 egal cu 0. Adică x egal cu 2. X egal cu 1 pe 2. Și y egal cu minus 1 pe 2. Și y plus 1 pe 2 se facă 0. Y plus 1 pe 2 egal cu 0. Adică y egal cu minus 1 pe 0. Iată x-ul și y-ul găsit. Dacă vreți, înlocuiți voi acasă și veți vedea că face 0. Adică 2x pătrat de x-ul înlocuit cu 1 pe 2. În loc de y puneți minus 1 pe 2. Calculul făcut și mă vezi vedea că vă dă zeama. Hai să vedem unde a fost frumos scrisul. Aici, când am scris 1 ca fiind 1 pe 2. Și după aceea. Atât am încercat totuși. Ați văzut. Pătratul, da. Direct. Lăsând x pătrat și y pătrat. Nu era nici o clipă bine. Pentru că în momentul în care eu obligam pe ăsta să fie 0, trebuia și x-ul. Dar nu în același timp se întâmplă. E logica mea. Și odată așa. Deci nu merge. De aceea am revenit și în momentul de sprint, atunci când rupe mie greșiții, este să strâmpe 1 ca 1 pe 2 plus 1 pe 2. Și când l-am scos pe 2 factor comun, că dacă nu spăneam, nu vedeam. Sigur că da, sigur că da. Dar de aici, după organizarea asta, era telefonată ideea. Da? Și aici. Trebuie lucru bun. Era în problemă. Deci 50% problema era așezată de acolo. Da. Da? Trebuia să am, eu din ce știu, trebuie să am pătrate perfecte, x pătrat, și celălalt să fie pătrat perfect, 1 pe 2 la pătrat face 1 pe 4, dacă scoaterea factor comun, aici voi spuneați, dar cum să scoți factor comun, n-am pe 2 aici. Și bara chiar a spus că scoțăm pe 2, aici rămâne 1, e o mare greșeală. Împărțim la 2 pe toți termeni. Și 1 pe 2, dacă îl faci la 2, e o pătrime. Da? Și mai avem toate spune patroase. Da, cred că da. Am intrat în terenul. V-am spus, începem să ne apropiem de matematica adevărată. Cu adevărat, cu chestiuni frumoase. De ce? O pătritate, nu te mai înfumura. Ușor, 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 ușor. Te-a executat aici. Wow, o dată. E suficient. E suficient, dar aici învăț un lucru. Trebuie să te aplicăm. Tu le-ai făcut acasă? Ei, da. Nu, dar mă uită cu nici eu la prima vedere nu pot să dau răspunsul. Deci la prima vedere, văzut că noi am stat și ne-am gândit la ieșiți acolo. Unul acela, ca să fie unul pe doi, plus unul pe doi, este moment de inspirație. Da? Exercițiu 28. 28. Da, de la pagina 60. 60, da. Știind că x este număr real, determinăm valoarea minimă a expresiei. Că x e număr real. Determinați valoarea minimă a expresiei. Determinați valoarea minimă a expresiei. A. X pătrat plus BCD. X pătrat plus 2X plus 3. X pătrat plus 2X plus 3. Plus 3. Ce chiar? Să găsim valoarea? Valoarea minimă a expresiei. Deci minim de asta e egal cu cât? Adică locuim toți X și reale. Deci în locuim toți X și reale, la un moment dat se întâmplă după locurile un X, găsești un Y, alt X, alt. Adică, în urma locurilor, găsim niște valori. Cea mai mică valoare
Păi x dacă poate fi și minus 3. X-ul? Da. Ia să vedem. Pentru, tot am vorbit funcție. Hai să notăm cu f de x. Notăm cu f de x egal cu x pătrat plus 2x plus 3. Da. Și lui x îi dau orice valoare. Da. Iată, pentru x egal cu minus 3, rezultă f de minus 3 egal cu cine? Egal cu 9. 9. Plus minus 6. Minus 6. Plus 3. Așa e greu? Da. Și face cât? Minus 9, minus 6, 3. 3 plus 3. 8, 6. Deci dacă aș face un tabel din un an, aici x și pe care i-ai luat la minus infinit la plus infinit. Cred că cea mai bun e 0. Vedem? Vedem. Deci x și-a luat la minus infinit la plus infinit, da? Dar la voi să fie orice x. Orice x am dat la voi să dau. Iar de desubt găsim y-ii care apar ca urmare a reacției funcției respective. Deci pentru x egal cu minus 3, în dreptul lui minus 3, cât am găsit valoarea? 6. 6. Ia să facem 0. 0. Pentru 0, ia să vedem ce urmări, ce obținem pentru 0. 3. Pentru x egal cu 0, obținem 3. 3 este mai mic. Stai, dar le-am luat două valori și asta e cel mai mic? Da. Cum să fie? Dar ce? Hai, zice că minus 1. Minus 1. Ar fi 1 plus 2x plus 3, de ce ar fi? Deci ducem 1 minus 2x. 1 minus 2. 1 minus 2, da. Plus 3. 1 minus 2 plus 3. Deci, pentru x egal cu cine vreau? Pentru x egal cu minus 1. Rezultă f de minus 1. Egal cu minus 1 la pătrat. Plus 2 ori minus 1. Plus 3. Ce face? 1, 1, 2, minus 2, 1, 3, 2. Îmi dă ca valoare 2. Vezi? Am găsit la mai mică. Dar câte valori am de la minus 1 până la 0? Da, știți că ce sunt? Asta e problema. Poți să dau la x și aici până mâine dimineață. Numai dintr-un interval, cât ar fi el de mic, am infinitate, x real. Deci, atenție! Numai că există un X care o fi acela atât de deștept, care îmi dă ca valoare cel mai mic număr dintre toți Y-ii care apar. Cine o fie el? Și care e valoarea aceea? E problema. Deci una, hai să dăm și unul. Am dat până cât ce se face. Suntem în cea mai grea situație. 1, 2, 3, 6. E cât minus 3? 6? 6, 2. Ia să dăm și pe minus 2 pe aici, cineva. Păi, 3. Nu știu, 4. Hai să calculăm. E 4 minus 4, da. Hai, 3. Foarte tare. 3. Minus 1. Încep să mi se contureze o idee. Că cea mai mică valoare s-ar părea să fie pentru 2. Că cât mai depărtez de minus 1 acolo, încep să crească. 3, 6, poate 3, 5. Hai să mergem la crescă. Și la stânga tot la fel fac, nu? Și pare a fi. Nu am niciun motiv. Pare a fi. Că de la minus 1 până la 0, hai să ne concentrăm aici. Hai să dăm mijlocul între minus 1 și 0. 0 pe 2. Minus 1 pe 2. Și faci f de minus 1 pe 2. Pentru x egal cu minus 1 pe 2. Rezultă f de minus 1 pe 2. Egal cu cine? 1 pe 4. 1 pe 4. Adică 1 pe minus 1 pe 2. Da? 1 pe 4. Plus 2 ori minus 1 pe 2. Adică minus 1. Și plus 3. Adică face o pătrime. Minus 1 plus 3, adică o pătrime plus 2, nu? Da, da.
Adică 2 și ceva. E bună treaba. Faci 2 și ceva. Corect. Mai mult decât 2. Da. 2 plus, adică dacă aceeași metodă vine 9 pe 8. Deci face 9 pe 8. Ia să văd vecinul. Dincolo de minus 1. Adică între minus 2 și minus 1. De unde a dat 9 pe 8? Cât e minus 1? 4, 2, 8 și 1? 9. 9 pe 4. 9 pe 4. Păi de asta. Foarte tare. Păi zic pe 4. Insistă. Nu e bine pe 8 și pe 4. Care ar fi mijloc între minus 2 și minus 1? 3 și 8. Minus 2 și minus 1. Minus 1 pe... Minus 1, nu. Minus 2 pe... Trebuie să fie ceva pe 2. Minus 2 și minus 1. Minus 1 pe 5. Pe 2. Minus 3 pe 2, poate. Minus 3 pe 2, ca să facă minus 1 și încă ceva. Și jumătate. Dar reprezentarea numelor clasă, și nu. Aici e 0. Aici e minus 1. Aici e minus 2. Deci, aici, e minus 1 și jumătate. Corect. Minus 1,5 sau minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2. Să facem F de minus 3 pe 2. Deci pentru X egal cu minus 3 pe 2. F de minus 3 pe 2. Egal cu? Calculăm. Minus 3 pe 2. Deodată 9 pe 4. Minus. Sau minus, vine? Da, minus 2. Minus 3, minus 3. 2 cu 2 cu 2, minus 3. Și plus 3. Da. 9 cu 4. Super este. Deci aici face... Tot 9. Deci asta e minus 1, gata. N-avem mărătă. Da, tot numai femeie. Păi, știți câte puncte sunt de la minus 1 până la minus 1 pe 2 și stânga și-a dreapta? Deci 9 pe 4 acolo, iată. Da, fac tot cât aici, da? Da, acolo minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2 și-a făcut? 9 pe 4. Tot nu știu. Vă dau cuvântul meu. Și o spui aici pe cuvântul lui. Pe cuvântul de onoare. Pe doi. Doi e cel mai mic. Că cine? Pentru X egal cu 2. Pentru X egal cu minus 1, cred că. Exact. Minus 1, da. Se aranjează cea mai mică valoare și deci minimul, valoarea minimului ar fi egal cu 2. Da. Pentru. Pentru. X egal cu minus 1. Spune. Spune. Mirona. Bun. O credeți? Nu, doctor. Nu cred. Nu. Nu, eu nu cred. Este discurs pac. Normal. Deci, chestia asta cu X egal cu minus 1. Deci, aveți o rețetă, sigur, și le-o dați. Trebuie să găsiți după munca asta. După munca asta, cu o rețetă. Este epuizant, așa nici nu se termină greșițul. Pentru că oricât ne-am apropiat de mult, am foarte multe valori. Am încercat cu frații, dar sunt și curat în cal și cu numele deci, și numele raționale și iraționale. O infinitate. În orice interval, cât ar fi de mic, am o infinitate de numere reale. Dacă vreți la minus 1, nu. De la 0,75432 și 0,75433 da. Sunt în o groază. O groază de numere în continuare. Deci nici nu mai vrea să ne scapă. Deci nici nu mai vrea. X la 2 plus 2x plus 2 este plus? Plus 1. Asta-i. Ia uitați ce facem de la. Zice să scriu pe x pătrat ăsta. X pătrat plus 2x plus 1, nu? Lasă-o fie de x pătrat. Da, hai să fie de x egal cu x pătrat plus 1. Plus 2. Da. Plus 2. Da. Care face un bilanț. Cu x plus 1 tot la 2 plus 2. Și de aici valoarea minimă e 2. Adică când asta e 0. Ai 2 și ai valoarea minimă. Pentru că orice ar fi în asta, la pătrat face da. Pozitiv. Da. Și un număr pozitiv plus 2 este mai mare decât 2. Deci, ca să se întâmple, deci ce se întâmplă? X plus 1 la pătrat, tot de mai mare decât 0. Da. Și atunci când X e minus 1. Dacă X egal cu minus 1, atunci,
șmecheria asta, x plus 1 la pătrat devine 0. Și dacă îi adunăm un 2, înseamnă x plus 1 la pătrat plus 2, egal cu 2. Deci cea mai mică valoare care o primește este 2 și se realizează pentru x egal cu minus 1. Ia uite. Cea mai mică valoare pe care o primește este 2 și se realizează pentru x egal cu minus 1. Și am scăpat de, de problema asta complicată ca să dau tot cic și să mă conving, nu știu ce. Da. Dar am sesizat un lucru. Am sesizat un lucru. Și anume că pentru cei din dreapta lui minus 1 sunt mai mari ca 2. Cei din stânga sunt mai mari ca 2. Da. Am sesizat că pare că 2 este cea mai mică valoare, dar n-am mai argumente pe chestia asta cu luam de înainte. Nu puteam să... Ai venit pe cuvântul tău de orare, dar nu puteam să... Vom în seama, singura chestie a fost aici. Că x pătrat plus 2x, ce ar fi trebuit lui ca să fie pătrat pe efectul 1? Îl rupe dintre aici. Și mai doi să vezi, doi acolo. Și, exact așa. Și tot timpul o sumă din pătrat, o sumă, ceva la pătrat plus toate șmecherii astea cu x a zis ceva la pătrat. Și asta devine 0 când vine x egal cu minus 1. Și deci acolo, atunci se le dă în valoare. Mai avem două, predați. Acum avem verbele, domn profesor, că au înțeles? Da, să sperăm așa că este. Foarte tare acolo, nu? Formarea prin omul acela și toată povestea aceea ne împinge spre chestiunea... Asta e matematica, copii. Vreau să vă comunic ușor că... vedeți ce fac eu? Eu fel de aventură, mă las. Nu știu ce s-a putut astăzi, dar i-a spus ce e bine. Da. Cu tot felul de lucruri puse la prima vedere. Ce? X pătrat minus 2x minus 3. Deci x pătrat minus 2x minus 3. Minus 3. Ia să vezi un pic. Da, normal. Adi? X pătrat minus 2x minus 3. Să notăm el de x, apropo. Dacă mai intrăm în limbaj matematic cu funcții, el de x egal cu x pătrat plus... minus 2x minus 3. Așa mi-a zis. Da. Așa, da. E egal mai departe cu x pătrat. Este legea unui x pătrat. Este expresie. X pătrat minus 2x minus 1 plus 1. Plus 1. Plus 1. Minus 1 plus 1. Perfect. Deci x pătrat minus 2x plus 1 întâi azi, te rog. Când îi trebuie. Plus 1 minus 1 minus 3. Corect. Aia numește sfântul 1. Corect, da. De ce ți-ai făcut rost de 1? Ai tu nevoie de 5. Nu, da, și x minus 1 la pătrat. Da. Minus 4. Minus 4. Egal cu 0. Nu. Nu. Asta este expresia. Da, da. Aceeași de mai înainte, x pătrat minus 2x plus 3, minus 3, s-a așezat așa. A, și x minus 1 la pătrat mai mare ca 0. Deci știi că de una ca asta e mai egală că 0. Da, și... Și când este 0 ca să fie? Când x minus 1 egal cu 0. X egal cu? Cu 4. Cu 1. Cu 1. Da, când x egal cu 1 și valoarea care rămâne când e 0, cât rămâne aici? Minus 4. Minus 4. Deci, egal cu minus 4 pentru x egal cu minus 1. Și asta este 1, da, 1. Și asta e cel mai mic, cea mai mică valoare a numelor pe care o obținem, înlocuind cu x. Vreți să vă convingeți? Nu. Ia să vedem. Știți. Știți, sunteți convinși. Exact. Da? Deci este minus 4 pentru x egal cu 1. În confuzie, am arătat că minim din expresia x pătrat minus 2x plus 3 minus 3 este egal cu minus 4, minus 4 pentru, important, pentru x egal cu 1. Pentru x egal cu 1. Mai avem una. X la a doua plus 4x. Termină. Deci, x la a doua. F de x egal cu... Merg de la x la a doua plus 4x. X la a doua plus 4x. Hai, mergi, x la a doua plus 2x plus 4 minus 4. Plus 2x. Plus 4 minus 4. Păi, dar avem 4x. Da, și ne trebuie 2 la a doua acolo. X la a doua plus 2x. Plus 4x. Vezi, nu zici bine. X la a doua plus 4x.
Da, nu știu. Nu, ai zis plus 2x. X la 2 plus 4, x plus 4 minus 4. Așa, altceva mi-a zis. Ia, x la 2 plus 4, x plus 4, ca să vorbesc pătratul perfect. Și minus 4. Și acum este binomul la pătrat. X plus 2 la 2 plus 4. X plus 2 tot la 2 minus 4. Pentru că valoarea minimă e minus 4, pentru x e la 2. Deci minim din expresia x pătrat plus 4x egală cu minus 4, minus 4 pentru x egal cu minus 2. Minus 2. Aici ce facem, da? X pentru x egal cu minus 2. Dau eu încă una, da. Mai aveți mai durată. Nu, avea alt tip. Alt tip, da. Alt tip. Da. Mai dau încă una ca să mă convingă să înțeles. F de x egal cu x pătrat plus x plus 1. X. F de x egal cu x pătrat plus x plus 1. X pătrat plus x plus 1. Mai ești până pe cea de ajungi. Nu că ajunge, bă, dar și eu alerg. Să știi că cât de mult te grăbești, tu mă grăbești și eu. E x pătrat. Dacă vrei să trai pe dușcă, ce vrei să faci? Ca să fii bine dispus cu... Vrei să mergi și să vezi meciul în niște condiții deosebite, nu? Hai, hai. Să așteptăm după semn. Da. Hai, zi tu adusul, pentru tine, că am votat un profesor ca asta. Hai, hai, o vină omul. X pătrat plus x plus 1. Păi x pătrat plus x plus 1 minus 1. Da. Ai donat 1 și ai scăzut 1. Da. Nu, nu, nu înțeleg. Și plus 1 minus 1, adică tu ne-ai zis minus 1 fără fără 1. Un pic să lăsăm. Să vedem exact cum își gândește și el, că vreau să... Îți dau ție altceva, da? Deci f de x egal cu 3x pătrat plus x plus 5. 3x pătrat plus x plus 5. Așa. Adică, hai să vedem împreună. Pătrat avem aici. Da? De x la pătrat. Și am nevoie în mijloc de 2 ori primul mulțit cu al doilea. De 2 ori primul. Ne trebuie 2x. 2x. Punem. Deci egal cu x pătrat plus 2x. Da, 2 l-am spus eu. Din nevoia de a face pătrat. A, minus 2. Nu? E pătrat. Înmulțit cu partea a doua care e 1 pe 2. De unul îl facem, unul pe 2, că sunt pe 2. Deci pe 2-ul ăsta, atenție, eu aici, ca să rămână x, urmăriți-mă că este foarte tare în momentul ăsta. Când am zis, pentru a forma pătratul perfect, știu așa, prima parte la pătratul am x-ul. De 2 ori, prima parte, 2x, nu l-aveam pe 2, am pus eu. Dar recunosc că l-am pus eu 2. Îl pun 1 pe 2. Când 2 ori 1 pe 2, 2 ori 1 pe 2 face x. 2 cu 2 simplific și rămâne pe x ca pe aici. Și plus 1 pe 2 la pătrat. Și asta apare partea a doua. Da? Partea întâia e x-ul și partea a doua este 1 pe 2. Dar plus această parte la pătrat, plus 1 pe 4. Am adunat-o eu. Minus 1 pe 4 și plus 1. Care era? Deci, atenție multă! Îmi construiesc partea a doua cu migală. Că nu văd șansa aici de a apare de două ori prima parte ori a doua. Ne fiind doi ori pun eu, dar recunosc că îl pun și în parte. Înmulțesc și în parte prin doi. Și atunci apare, egal mai departe, asta poate să strânge foarte bine ca un binom. X plus 1 pe 2 la pătrat. X plus 1 pe 2 totul la pătrat. X plus 1 pe 2 totul la pătrat. Minus 1 pe 4. 4 plus 1. Adică plus 1 minus 1 pe 4. Hai. Și hai să nu ce mai să calculăm. Și în moment parte cu X plus 1 pe 2 totul la pătrat. X plus 1 pe 2 la pătrat.
A după aceea rămâne 4, ce fericit sunt! Ce fericit sunt acum! Că am reușit performanța să organizez ceva la pătrat. Pus un număr. Așa, minimul de ăla e 3 pe 4. Este 3 pe 4 pentru ce X? Pentru X e egal cu 1 sunt pe 3. 1 sunt pe 3. Ca să facă 0 asta. Ca să facă 0 asta. Că dar să rămâne 3 pe 4. Deci, minim, spunem, minim al expresiei X pătrat plus X plus 1 este 3 pe 4 pentru X egal cu minus 1 pe 3. Foarte tare. Deci minimul expresiei este asta. Așa că să-l facem și pe asta, că am pus-o cu Miruna. Miruna este foarte tare. Sunt frumoase, nu? Da. Face și pe asta și pe mă ne duce și în continuare. I-am captat și băieți, frumoase de priză, da? Și sunt încântați de ce facem noi. Facem matematică aici. Se cheamă matematică. Hai, din la tine, de la nu știu cum se face. În ce clasă? Nu, într-a noua. Băi, spui mie. Adică tu spui cu mine și profesorul și spui cu mine. Te-ai lipsit anul ce s-a făcut? Păi, te-ai spun eu. Dar posibil ca el fiind la M2 să... Nu să facă astea, mă, să... Nici o treabă, nu? Nici are gradul, băi. Banalitatea asta, că ar fi făcut. Deci eu știu ce spun. Așa că nu privi ca și cum ar fi niște lucruri care nu merită. Nu, dar tu ai zis chestia la nu? Poate ți-a luat funcțiile astea? Nu, noi chiar nu suntem asta, nu suntem la partea dragă, la partea... A, n-ați ajuns. Partea reală, partea fracțională, noi am făcut la clasa 8-a. Partea întreagă? Partea întreagă... Partea întreagă și partea fracțională. Nu partea reală, partea fracțională, cum se spune. Da. Orice număr X este compus de două părți, partea reală și partea fracțională. Da, noi calculăm. Păi și noi calculăm. Calculăm, am calculat. Mai semestrul întâi. Nu semestrul întâi, mai începutul. Acum, la începutul. Corect. Hai să ne întoarcem la noi. Hai răbdare că ce spun aici, îți vezi pe acolo sau 8-a. Deci eu știu ce spun. E vorba de lucru pentru un pătrat perfect, mai mult ce vreți aici. Deci e o chestiune la îndemână, e un pătrat perfect, știi să faci sau nu? Să facem și un binom acolo. Așa, hai să ne facem. Ia spune. Păi cum facem un modul acolo și avem retrag dintre x la a doua. Aici. Da. Începe așa, da? Un da. Radical dintre x, totul la a doua. Da. Plus 2 radical dintre x ori 1. De două ori, n-ai pe 2, da? Da, de două ori. Ăsta, radical dintre x. Ori 1 supra 2 radical dintre x. 1? Ori 1 supra 2 radical dintre x. Foarte tare, Miruna. 1 supra 2 radical dintre x, Miruna, se sizează că trebuie să rămân numai x-ul de aici. Corect. Că numai așa. Are nevoie de 2 pentru că știa de 2 ori prima parte mulțit cu a doua. Radical din 3 îl vede prezent aici, îl lipește, 2 radical din 3, pune la monitorul 2 radical din 3 ca simplifici pe ăsta cu ăsta și rămân numai x-ul pe sus. Da, și plus cât? Plus 1 supra 2 radical din 3 la 2. 1 supra 2 radical din 3, totul la pătrat. Partea a doua la pătrat. Adică ce-o pus aici de-o lipit, pune partea a doua. Corect. Și minus ea. Și minus asta. O pus-o eu, adăugat-o. Minus 1 supra 2 radical din 3. Totul la a doua. Totul la a doua. Și plus 5. Și plus 5. Da, și în care cu toate astea știm că... Deci f de x egal cu... f de x egal cu radical din 3x plus 1 supra 2 radical din 3. Plus 1 supra 2 radical din 3. Și ai făcut pătratul perfect. Da. Dar ai muncit tu pentru bucata asta. Și acum facem 5 minus 5 minus. Plus 5 minus 1 pe... 1 pe 4 ori 3, 12. Și egal mai departe. Și egal cu 5 ori 12. 60. Și egal cu radical din 3. 59 pe 12. X plus 1 supra 2 radical din 3. Totul la a doua. Plus 59 pe 12. Plus 59 pe 12. Deci minimul e 59 pe 12. Pentru... Deci minim din minim cu f de x
egal cu 59 pe 12 și se realizează pentru x egal pentru șmecheria toată, de aici egal cu 0. Pentru cine? Radical dintre x, o să scriu așa, da? De o parte să zicem, radical dintre x plus 1 spre 2 radical dintre x. 1 spre 2 radical dintre x. Și pentru x egal cu 1 pe 6. Egal cu 0. Egal 0, ceea ce mă duce spre? X egal cu 1 pe 6. X egal cu minus 1 pe 6. Cu... Haideți să facem. Haideți să facem. Deci x egal cu x egal minus, da? Cu... Îl duc pe ăsta în dreapta. Da. Minus 1 pe 2 radical din 3. Și împărțit la radical din 3. Adică mulțit cu 1 pe radical din 3. Foarte. Corect. Și rămâne minus. 3 ori 3. Radical 3 ori radical din 3. 3 ori 2, 6. Minus 1 pe 6. Minus 1 pe 6. Corect. Deci, minimă expresia acestea, hai să spunem, minim din expresia 3x pătrat. O să spun că e pia ca expresie. Am înțeles, din 3x pătrat plus x plus 5. Este egal cu 59 pe 12. Pentru x egal cu minus 1 pe 6. Minus 1 pe 6. Da? Iată că am rezolvat acest exercițiu. Din nou interesant, Miruna a acționat foarte bine. Ai prins aici ca pătrat pe șlepe radical de 3, l-a băgat sub radical să fie ceva la pătrat. Și acum zice, am nevoie de 2 înmulțit cu locul 1. Locul 1 este radical din 3x. De 2 ori bagă pe 2. De 2 ori radical din 3x. Și stop, zice, mă apără 2 radical din 3 și aveam mai x simplu. Înmulțit cu 1 pe 2 radical din 3, ca să poată simplifica. Și plus 1 pe 2 radical dintre la pătrat, minus 1 pe 2 radical dintre la pătrat, plus 5. Da? Și exercițiul este foarte rapid rezolvat. Ce faci? Mergem împreună la meci. Nu trebuie să mergem împreună. Nu te las singur. Mergem o dată. Da, mai avem două exerciții. Mai avem două exerciții. Interesant, nu? Ce faci? Pentru luni, nu probabil. Da. Deci au fost lucruri excepționale. Da, like și share. Da. Ai adus o zi tu. Păi ești convingător. Trebuie tot timpul să ai grijă de asta, n-am vorbit împreună. Nu ți mai trebuie să lasă noi în pace. Am adus un ghistul plecă până nu facem exerciții. E tot dur asta ce faci. E tot dur. De ce? Exercițiul 30, de la pagina 60. 30, de la 60. Pagina 60. Știind că a la a doua plus 1 spre a la a doua. Știind că a la a doua plus 1 spre a la a doua egal cu 23. Egal cu 23. Calculați. Anit. A plus 1 supra a. A plus 1 pe a egal cu 5. Unde a e mai mic la 0. Din K? Da, mai mica de A. Mai mica, exact. Se scrie ca A plus 1 pe A ca fiind A plus 1 pe A totul la a doua. Aaa, te gândești o șmecherie de asta. De pe A plus 1 pe A trebuie să-l calcula. Să notăm cu un mână, că nu știi ce mai este. Deci, notăm A plus 1 pe A. A plus 1 pe A. Cum ce vrei tu? Cu un mân, ai zis eu, da? Cu un mân. În mod sigur, mânul ăsta, ce fel de număr va fi? Pozitiv. Din ce motiv? Autor ne spune că A e negativ. Fiindcă A e negativ, 1 pe A ce fel de număr este? Negativ. Negativ. Și dacă au negativ, cu negativ și cu negativ, face negativ. Face pozitiv la mulțire. Dar la adunare, negativ plus negativ, deci e numai negativ. Da. Deci M este negativ. Deci zici noi. Deci cum? Cum A mai mic la 0
și unul pe A, sigur, și unul pe A indicat pe A, atunci A plus 1 pe A ar fi mai mic ca 0. Și el a fost notat cu cine în discuția noastră ieri. Deci asta înseamnă că mult mai mic ca 0. Mult mai mic ca 0. Ce să facem acum? Fiindcă am A pătrat cu 1 pe A pătrat și trecut. Păi... A plus 1 supra totul la pătrat. Să ridicăm amintirea la pătrat. Da, și e 23 la pătrat. Deci, hai să zicem, echivalent. A plus 1 pe A totul la pătrat egal cu 1 la 2. Ambii membri, dacă ridic la pătrat, nu se întâmplă nimic. Ce avem de la 2 plus... Deci rezultă, adică ca un binomat, te rog să vorbești. A la 2 plus... De două ori. 2A. Ori 1 pe A. Da. Plus 2. Plus? 1 la pătrat. 1 pătrat. Totul la pătrat, adică așa. Și așa scris, da? 1 la pătrat egal cu 1 pătrat. Echivalent. Dar știm că la pătrat plus 1 la pătrat. 23. Și apare de 23. Plus 2. Plus 2. Egal cu 1 pătrat. Că acum asta se da. Adică 1 pătrat egal cu 25. De unde e rezultatul? Mă egal cu 5. Mă egal cu 5 minus 5. Mă egal cu 5 minus 5. Egal cu plus minus 5. Cele două variante. 5 minus 5. 5 și minus 5. Deci mă egal cu plus minus 5. Pentru că și 5-ul la a doua fac 25 și minus 5. Și cum a fost negativ, cum despre mama fac din mai mic al zero, desigur, la soluție nu e egal cu 1.5. Terminat. Da? Atenție. Deci autorul a dat așa. A pătrat plus 1 pe A pătrat egal cu 23. Da. Și află, tu cât faci A plus 1 pe A știi că au negativ. Nu degeaba deja asta. Pentru că asta avea să lovească aici la mână. Corect. Două variante ale lui mână. 5 și minus 5 și nu știam pe care să le luăm. Atunci el ne spune, uite ce vă spune. Au un negativ. Au un negativ, unul care și el e negativ, suma de un număr negativ e negativ. Și iată, știu sigur mesajul. Aici a fost clară ideea. Momentul acesta de sprint, adică dacă îmi cere să aflu A plus 1 pe A, mă dat pe mână. Am ridicat amintirea de la pătrat, m-am dus aici, totul se lucrează, se găsesc M egal cu plus minus 5 și ia A minus 1 pe A. A minus 1 pe A. Egal cu 5. Să dau la minus 1 pe A, unde A e mai mare decât 1. Unde A este mai mare ca 1, da? Da. Tot așa, da, dar să vedem ce facem. Notăm egal cu un masculus. Da. E aceeași chestie. Ne ducem la a doua. Stop. Trebuie să vedem informații despre M. Exact. Știu. Care e mai mare ca unul dintre noi. Da. Bun, hai să înlocuim. Mai mare ca unul. Punem 2. Să ne închipuim cât mai mare. Un 2. Da? 2 minus 1. Punem pozitiv. 2 minus 1 pe 2. Da. M oare pozitiv. Dacă luăm și 1,1. Orice. M oare pozitiv. E 3 pe 2 acolo. Deci mă face 3 pe 2, care este mai mare la zero. Deci, Miruna, tu te ceri cu mine și ai argumentele tale pentru a spune că dacă ai mai mare ca 1, atunci A minus 1 pe A, lătat din noi cu M, este sigur mai mare ca 0. Da. Aș vrea să mai insist un pic. Să mă convinc. Iar 5. Modele particulare mă produce în eroare, da. Pentru A este un, știu că e un număr real, nu? E real, ok. Da? Pentru că A este mai mare decât 1 pe A. A e mai mare tot timpul decât 1 pe A. Despre aceea informația am avut noi. Că e pozitiv. E mai mare ca 1, da? E mai mare ca 1,
Deci totdeauna spui tu că a e mai, mai mare decât unul pe a, nu totdeauna, numai dacă au e mai mare ca unul. Da. Da, dacă au e mai mic ca unul, mai s-a adevărat. Corect. Da, deci cum a e mai mare decât unul, atunci rezultă că a mai mare decât unul pe a. Și duce pe a unul pe a în stânga. Și apare ca a minus 1 de a e mai mare ca 0. Și iată argument serios. Da? De ce nu va fi mai mare ca 0? Asta că nu ne-am notat cu ăsta acum. Mă, asta e mai mare ca 0. Și să avem a la 2 minus 2 plus... Ne ducem la egalitate și îl zicem cum a minus 1 de a a fost notat cu el. Da. Ridicăm un a nimeni de la pătrat. Să avem că a la 2... Adi, te rog. A la 2 minus 2 a cu minus 2 a ori pe a. Plus 1 pe a la 2 egal cu m la 2. Egal cu m la 2. S-a plăcut. A, se... Reduc. Și a la 2. A la 2. Se simplifică, zice. Se duce pe zice minus 3 plus 3. Dar așa, limbajul este corect, simplifică. A la 2 minus 2 plus 1 pe a la 2. Deci a la 2 minus 2 plus 1 pe a la 2. Da. Egal cu mâna a doua. Egal cu 23 la 2. 23 minus 2. 23 minus 2, 21. 23 minus 2 egal cu 1 pătrat. Ceea ce ar însemna că 21 egal cu 1 pătrat. Adică mă simplu egal cu plus minus 21. Plus minus în adicală de 21. Așa. Și cum nu e pozitiv, nu mai lucrai ca de 21. Așa, cum nu e mai mare ca 0, deci rezultă că mult ca ne interesează, e la totalitate din 21. Frumos. Da? Deci, iată că am găsit. Foarte exerciu. A? Mai mult. Te rog. Să demonstrăm că AX plus BY totul la a doua, dar aștept o profesorul. Hai, adică, uite, dacă ăsta îl înțelegeți, următoarele îl faceți voi singuri acasă. Ca și modelul lor. Cât de inspirat a fost Bruna, insistând la ieșițile astea, pentru că, într-adevăr, sunt deosebite frumoase. Ca să-ți spătim în cap, deci să demonstrăm că AX plus BY totul la a doua. AX plus BY totul la a doua. Da. Plus AY minus BX totul la a doua. AY minus BX totul la a doua. Da. Este egal cu A la a doua plus B la a doua. Totul pe lângă, x pătrat plus y pătrat. Oricare ar fi a, b, x, y, linier. Oricare ar fi a, b, x, y, aparținând lui x. Era. Păi, haideți, puteți face pe la trețile la două. Se duce pe la două. Da. Și vei așa. Doamne ajută. Sigur că la doamne ajută foarte bine zis. Că tot timpul acolo ne gândeam. La a doua. X la a doua. Hai, desfaceți voi, domn profesor. Să la a doua, aici. X la a doua plus B la a doua plus Y la a doua plus A la a doua Y la a doua. Hei, 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 hei! Bum. Vino, Mali. Ce? Vino. Aici. A. Atenția! Eu am zis că te-ai dus tu așa repede, dar am simțit că ai pășit. Hai cu pășit. Așa m-a fost plus 2. Plus 2? A. 2. B. 2 A, B, X, Y. Da. Plus acum. Am intrat la 2 repede, nu? Plus A la 2 Y la 2. A la 2 Y la 2. Minus. Așa. 2 A, B, X, Y. Așa. X plus B la 2X.
la a doua. Egal cu a la a doua. Egal cu muncii. Egal să cu vedem dacă ajungem acolo. A la a doua, x la a doua. Vedem termene asemenea. Că vedem 2abxy cu minus 2abxy, revene. Ăștia se reduc la fiecare. Unul e așa și unul e așa, vezi? Da, se reduc. Să mai reduce careva, nu? Nu. Egal, să așa, să avem a la a doua. X la a doua. Și a la a doua, y la a doua. Puteți scoate dintre ăștia doi? Ea la a doua. Ea la a doua. Deci egal cu a la a doua, pe lângă x pătrat plus y pătrat. X pătrat plus y pătrat. Plus. Plus și din cei la a doua facem și din cei. B la a doua pe lângă x la a doua plus x la a doua. Deci scoate pe b la a doua, din ăsta și ăsta. Da. Deci plus b la a doua, pe lângă x pătrat plus y pătrat. X pătrat plus y pătrat. Și acum îl dăm pe x pătrat. Iarăși îl vedem pe ăsta factor comun. Egal pe x pătrat plus y pătrat. Pe lângă? Pe lângă. Da. A, pătrat plus b pătrat. Așa. Da. 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 Deci am reușit să ajungem la rezultatul respectiv. Pur și simplu am făcut calcul aici. Am fost nimic. Da, dar acolo e egalitate. Acum avem la b inegalitate. Vedem. AX plus BY totul la a doua. AX plus BY. Totul la a doua. Da. Mai mic egal decât A la a doua plus B la a doua pe lângă X pătrat plus Y pătrat. Oricare ar fi A, B, X, Y din el. Da. Acum tot, și aici tot le scoatem de... Nu? Începem să scoatem și vedem cine iese. Păi desfacem. Uite cine iese. Uite, l-ai desfacut. A la a doua plus... Adică să mulțim aici? Nu, desfacem acolo, da. Nu degeaba a fost făcut asta. Ala, invitați-vă un pic, inspirație. A la a doua x, cât o fost egal la aia? Păi nu, aia e atât. Desfacem mai atunci, a la a doua plus. Stai puțin, că a la a doua plus b la a doua, pe lângă x la a doua plus y la a doua, a fost egal cu a x plus b la a doua plus a y plus b x la a doua. Deci, în loc de asta, loc de asta, asta e mai acolo. O să vezi sus, sigur. Deci e echivalent. Cum? Discat. Cum? Cum? A, X plus B, Y. Totul la a doua. Adunat cu A, Y minus B, X. Totul la a doua. A fost arătat, muncit de noi. Egal cu A pătrat plus B pătrat pe lângă X pătrat plus Y pătrat. Cum am arătat asta da. Cu ce? Atunci ne permitem ca tot de A pătrat cu B pătrat, pentru X pătrat cu Y pătrat, să nu fim asta. Corect. Și echivalent de aici. Prima relație devine așa. AX plus BY. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Mai mic egal, da. Să vedem dacă reușim. Da. Decât... AX plus BY. AX plus BY. La pătrat. La pătrat. Plus. Plus. AX minus AY minus BX totul la pătrat. Dar asta și cu asta se reduceți de o parte și alta AY minus BX la pătrat. Și apare AY minus BX totul la pătrat. Mai mare. Da. Celebrată. Orice număr la pătrat. Deci trebuia plecat de aici, altfel. Da. Dar ce a pierdut ăsta? Relația de aici, minunată o elită, a pierdut pe AY minus BX la pătrat și a pierdut un număr pozitiv și a devenit mai mică. Ea când era egală cu asta? Când avea și cu asta în componență. Dacă o pierde pe un număr pozitiv, ea devine mai mică. Deci puteați să observați asta foarte rapid, dar noi am mers, am demonstrat și de unde trebuie a plecat de aici. Și acum s-a adunat în ambii membri AX plus BY tot la pătrat, iar asta era banală, inegalitatea. Deci, rezolvarea corectă, este asta. Plecăm de la X plus BX, la Y plus BX, la pătrat, la egal cu 0. Adunăm în ambii membri pe AX plus BY totul la pătrat. AX plus BY totul la pătrat. Adică, curgerea fluentă a ieșiței. Da? Adunăm și este echivalent. Cu a spune că dacă am adunat și în stânga și în dreapta, apare AX plus BY. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Plus AY
minus bx, totul la pătrat, e mai mare egal decât ax plus by, totul la pătrat. Dar asta de aici, e ce aici am făcut mai înainte, da. Este a pătrat plus b la a doua pe lângă x pătrat plus y pătrat. Și atunci asta e nimic decât asta. O citim invers. Deci rezultă că ax plus by, totul la pătrat, e nimic egal decât a pătrat plus b pătrat pe lângă x pătrat plus y pătrat. Și ce am avut de arătat? Da? N-a fost greșită nici cea înainte raționamentul, dar cum redactăm? Redactăm, pentru că asta care e mai mare egal decât 0. Adunăm pe aici plus by în ambii membri, dar trebuie să știi că asta. Deci autorul când a pus, a pus una după alta. Exact, ca să vadă. Ca să vadă așa, da. Ca să poată să folosească raționamentul, să curgă. Ce? 5a plus 12b? 5a plus 12 mai mic egal decât 13 ori radical din a pătrat plus b pătrat. A pătrat plus b pătrat. Oricare ar fi ab aparținând lui r. Deci indiferent care este oricare ar fi ab aparținând lui r. R. Deci 5a plus 12b mai mic egal decât 13 radical din a pătrat plus b pătrat. Te duce în 2 la a doua. Da, se transcrie într-o altă limbaj. Deci echivalent cu 25. Nu adică, deci tot la pătrat. 5a plus 12b la a doua mai mic egal decât 13 la a doua mai mic egal decât 13 la a doua pe lângă a doua plus b la a doua. Deci la a doua pe lângă, ori pe lângă, a doua plus pe lângă. Da. Și acum desfacem, nu? Nu. Ele curg. A, ce? Ei sunt dintr-una în alta. Uitați-vă aici, uitați-vă așa aici. Au același sens.